Casa Veche, Casa Nouă, Casa Buhnici 2. Salutare și bine te-am regăsit! Încerc să mimez entuziasmul și optimismul. Suntem în a treia săptămână de noiembrie, în momentul ăsta, și este Sfânta Zi de Luni, iar zilele de luni sunt cele mai nenorocite de pe șantier, de pe orice fel de șantier, inclusiv de pe șantierul meu. De ce? Pentru că este luni și suntem în șantier deja de vreo oră și jumătate, dar suntem numai ingineri, arhitecți și beneficiari. Avem un singur executant și niciunul dintre ei nu o să lucreze astăzi. Zilele de luni sunt blestemate. Habar nu am de ce, dar uite și tu, șantierul ăsta este pustiu. Cu toate că am toate facturile plătite la zi, toate contractele sunt semnate, toată lumea se agață și pasează printr-un ping-pong de la unul la altul responsabilitatea. Și nu avem chestii foarte complicate de rezolvat, ci doar pur și simplu o chestie pe rotund. Hai să-ți arăt. Șorțul de tablă și că va trebui să închidem hidroizolația sus pe aia. Da? Deci înainte să se monteze șorțul de tablă, hidroizolată tot capacul ăsta curb. Cum am pe elastic? Da, cu ceva, cu o membrană. În principiu, da. Luăm de la tine. Acum cu vata el trebuie să vină așa. Să urmărească panta. Ai auzit? Să urmărești panta. Ce pantă? Acoperișului. Deci uite, tu o să vii cu o dungă, uite așa. Deci fix sus și var, da? Da. O să las discuția mai tehnică între arhitect și executant ca să înțelegi care e rostul și cum ar trebui să se facă. Dar în esență, ce vede beneficiarul este pur și simplu un spațiu rotund pe care deja l-am lucrat odată, am desfăcut vata lipită, evident, pe care am și plătit-o, care acum a ajuns la gunoi, e bucăți acolo. A venit un om specializat în gips carton și a făcut o structură suplimentară. Omul ăla este deja pe drum după încă niște materiale ca să închidă toată partea pe rotund, pentru că niciunul dintre executanții de aici nu mai știe să lucreze pe rotund, toată lumea știe să lucreze pe drept. Se lucrează cu profile, cu tot felul de lucruri prefabricate, dar la mână nu mai putem face aproape nimic. Și dacă vrem să iasă perfect, într-adevăr, putem folosi tot felul de profile și soluții. Dar hai să fim serioși. E un rotund. Nu mai știm să facem rotund. Și nu este singura problemă. Așadar, care este coșmarul meu din fiecare zi de luni? Ăsta. Să repornesc lucrările. Iar discuțiile de astăzi cu toți cei implicați au acest rost. De la acoperiș, asta e constant. Asta e panta. Da. Aici imaginează că din linia asta tu acum vii, acum te duci oblic, uite așa. Deci asta. Și o să ai, uite așa, vata oblic aici. Da? Și aici o să ai o linie și acolo încă una. Simetrice, identice și la identice și la fel. Da? Deci tu dacă tragi aici un fir și îl pui la poloboc, ăsta trebuie să fie în același punct. Adică uite distanța asta de aici. Da? Trebuie să-ți rămână. Vezi? Îți pleacă așa, din punctul ăsta de aici, ea se curbează un pic aici, da? Din punctul ăsta de aici, până aici, în punctul ăsta, trebuie să-ți iasă la fel. Când le privești, le măsori și la înălțimi și la orice. Deci dacă măsori înălțimea de aici până la soclu și de aici până la soclu, e aceeași înălțime. Da. De aici, arcul tău de cerc trebuie să urmărească curbură. Așa. Ne ducem cu vata până acolo? Păi n-are cum altfel. Ferestrele sunt un detaliu important și pe măsură ce ne apropiem de final, toate lucrurile astea trebuie făcute cu mare atenție la detalii, pentru că altfel o să ne intre apă pe acolo și o să avem alte probleme. Și ca să înțelegeți din etapa asta care sunt pașii corecți, păi am pus noi tâmplăria după care am venit cu vata, dar nu putem să închidem vata până când nu avem glafuri. Glafurile trebuie făcute de aceiași oameni care lucrează cu tabla de pe acoperiș. Ce cu tabla, stau că nu-i gata rotundul și nu aduc echipa aici și șeful echipei mi-a promis că o să am oamenii mâine. Deci este foarte, foarte important acum așa, că de-aia eu am scris pe grup, că ar fost bine să fie toți cei implicați în proiect. Să le care punem care pe să fie cei implicați? Cei de la șarpantă, de exemplu, învelitoarea. Nu avem oameni de șarpantă, avem doar oamenii cu tabla. Tabla cu învelitoarea, da. Cu învelitoarea, da. Care se închidă la finit, când e gata toată partea de termosistemei, nu pot să-și închidă tabla. Cum se închide ea acum?
Vii cu vata pe dedesubt? Nu, i-au demontat o mulțime de flashing-uri. De jur împrejur. Foarte multe, de închis. Nu e așa. Deci ei nu au treabă. Aia au bucățit casa de aici, atât. Restul casei e închisă. Ei pot să închidă tot. Aici, pe zona curbă, trebuie comandat un flashing curb. Atâta tot. Îl face și... Cosmin, a zis că poate. Și Cosmin, ce ți-a zis? De ce nu sunt oameni de o săptămână aici? Să facem rotund. Vezi? Ce? E un ping-pong din ăsta care deja durează de câteva săptămâni. Mă, dar e stupid. Ăsta... Am mai gata azi rotund. Azi e gata și rotund. Revenim în prezent. Da, deci este luni. Hai, o să verificăm împreună la sfârșitul zilei de miercuri dacă glafurile vor fi la locul lor și cei de la termosistem pot să avanseze. Pentru că după ce vom pune și glafurile și se fac toate frontoanele și toate colțurile astea, va trebui să dăm, să închidem toate detaliile astea și să putem lua schela la o parte. De ce? Pentru că mâine ar trebui să avem un buldozer în șantier. Iar buldozerul acela ar trebui să sape pentru dren. Drenuri care sunt comandate și ar trebui să ajungă astăzi. Deja vedeți câte probleme sunt de rezolvat. Oare câte dintre ele se vor rezolva? Păi nu v-am spus problema cea mai mare. Drenurile acelea trebuie instalate de echipa Țifui. Care echipa Țifui trebuie să vină de la Cluj-Napoca. Vineri au plecat înspre casă, astăzi ar trebui să revină. Dar oare vor reveni? Hai să aflăm. Deci noi ne legăm de partea de dren, dar odată ce o să începe lucrul la dren, o să dăm schiele la o parte și nu se mai puteți urca sus. Deci de-aia trebuie să dați un pic de brânci astăzi, pentru că oamenii care fac dren, se bagă drenul, cei de la instalație vin de la Cluj, din nou. Știi? Și dacă îi bag pe aici și vă dau asta la o parte, o să începe să ziceți, păi, și atunci, hai să ne sus. Va fi o perioadă, cred că 3-4-5 zile o săptămână, când va fi doar săbături și nu o să putem să montăm schela. Bine, dar haideți să facem așa. În toate șantierele există momente critice de tipul ăsta. Da. Nu putem să ținem pe toată lumea în loc, pentru că nu suntem croitorie. Facem construcții. Și de asta spunem că poate folosim o schelă mobilă pentru toate operațiunile de tăiere. Se fac de jur împrejur toate operațiunile astea, timp în care cei care se ocupă de partea de drenaj își văd de treaba lor liniștiți. Dacă vin și de la Cluj, mi se pare că nu e atât de complicat să facem noi asta, ca un stres de lucru. Asta nu o să zic. Iar cu curbura asta... Deci... Ce ți-a zis Cosmin? Că așteaptă rotund. Așteaptă rotund, ok. Și dacă îi spunem că rotundul este gata astăzi, când ar trebui să revină oamenii? Probabil de mâine, nu? Păi poți să-l anunți atunci oficial. 3 zile. Pentru că să faci mai are desfăcut coama. Coama și aia durează. Ce durează le? O aduce roluită direct și doar o pune sus peste... Și nu iau o zi să facă și coama. Eu las că mai are 3 zile de lucru după ce îi dăm rotund. Vezi? Nu e bine. Adu-i-mă pe toți încoace. Pune-mă să-și termine treaba. Că nu mai sunt lucruri. Oricum trebuie să cadă de acord toți. Că de-aia, uite, noi ne așteptăm unii pe alții. Toată lumea pasează la celălalt ca să poată să lucre pe alte șantiere unde țipă clientul mai tare. Asta se întâmplă, Daniel. Spune că e gata tot. Spune că e gata tot să vină toți încoace să-și închidă lucrările. Toată lumea își duce oamenii în alte părți. Exact cum face și el. Uite aici, stă pitit. Stă pitit să nu se vadă. Ești în săptămâna 7. Era treabă de 10 zile la tine, așa mi-ai zis. Bună dimineața, Ovi. Salut. Zi-mi când se întorc băieții tăi ca să punem drenul, că am mâine buldo în sfârșit aici. Pe care... Drum deja încolo. Și joi ai amânat drenul. De ce ai refuzat buldo joi? Că ăștia îmi zic că l-ai fi refuzat tu. Eu am impresia că îi pasează responsabilitatea, dar te întreb să fiu sigur. Așa este. Deci l-ai refuzat tu sau pasează ei? Nu, eu nu l-am refuzat. Am zis că dacă sapă joi, nu avem cum să terminăm partea de canalizare. Ia zi, Adrian. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Tot ce pot să zic e că nu-i mic. Nu sta cu spatele la cameră, stai cu față. Așa, deci buldo vine mâine dimineață? Marți, nu așa mi-a confirmat. Mai ok, deci oamenii lui Țifui sunt pe drum. Mâine dimineață avem buldo. Da. Ok. Și ce-ți mai lipsește ca să de gata drenul, ca să depunem la schela jos? Atâta, drenul. Să fie drenul și săpat acolo în spate, unde e căminul de răcire pasivă, ca să diversăm drenul pe colectoare. Ok, să diversăm drenul pe colectoare. Da? Și cu cine săpăm? Și cu cine săpăm? Avem o problemă, da. Săpăm cu buldo. Săpăm cu buldo. Nu, trebuie să fie doi oameni acolo care să poată săpa. Doi săpători, ok, bine. Da. Bine. Atunci, tu când vii? Că mi-a zis doamna Țifui că o să am norocul să te văd la ochi săptămâna asta. A, da.
Bine. Sun astăzi, mâine și îți dau de veste. Păi numai mâine nu-i, păi mâine și joi, după aia trebuie să te pleci acasă. Și joi plecăm iar. Stai liniștit că te sun. Na, bine, bine. Mă bazez pe asta. Hai, te pup. Ciao. Ei pot lucra fațada. Instalațiile, concomitent cu el, pot face toate lucrările astea. Și apoi, după ce se termină instalațiile, de turna totoarele de jur împrejur ca să închide tot. Ce înseamnă cotă finită exterior. Să putem închide corect anul ăsta. Deci mâine dacă vin să fac drenajul. Vor veni mâine? Ca așa. Să drenajul, ce vor să fac? Doar să tragă țevele. Ei vor avea nevoie, de exemplu, pe anumite zone să scoatem schela. Bineînțeles, toată schela va... Adică toată schela dată trebuie dată la o parte. Voi trebuie să închideți sus, ca să putem da schela la o parte, să dăm cu buldo să putem îngropa drenul și pe aia să închidem. Da, ei pot să lucreze cu una mobilă. Canalul facem după aia. Ei pot să lucreze cu una mobilă. Una mobilă dacă am... Că mă refer la tăieturi, la ce au de făcut, că finisajul eu nu aș zice că e bine să-l fac acum. Nu finisajul, dar închiderile de sus ar putea să le fac acum. Toate, toate. Okay. Deci ei trebuie să închidă de sus în jos toată casa, inclusiv cei cu șarpanta, cu învelitoare. Păi cei cu tabla stau după închiderea asta de pe rotundă aici, din câte am văzut. Nu cred că ar trebui să stea, având în vedere că mare parte... Unde se închide cu șorțul? Uite, aici, pe zona de curb, cei de la șarpantă știau cu au de făcut. Nu e o surpriză pentru ei. Păi, ei trebuiau să pregătească flashing-urile și să le aibă deja în șantier. Ei nu stau după ei. Ei au și cota finită aici. Da, frontonul la care el spune că se numește fronton se numește pazie. Și trimite detaliu pentru că e făcut. 22 de centimetri are. Adică câți centimetri cobor peste și casa? 22 de centimetri. Da? Și dă-i, te rog, dă-i fotografia cu detaliu. Hai să-l dăm. Hai, te rog eu din suflet. Că oamenii nu se uită deloc în hârtii. Ce ar mai trebui să mai fac eu ca să miște lucrurile? Să plătim țeavă. Care țeavă? La Romstar. A, pe ultima ofertă aia pe care mi-ai trimis-o e valabilă? Da. Ok, îți o achit acum. Altceva? Trenul l-ai plătit vine, astăzi. Așa. Buldo sunăm, în teorie trebuie să vină. L-am confirmat că el vine. Doi muncitori necalificați. Patru mâini. Deci, inventăm de undeva doi oameni? Nu știu. Să-l sunăm prietenul nostru. Cea mai scumpă chestie, de fapt nu, cea mai greu de găsit în momentul ăsta pe orice fel de șantier, sunt oameni necalificați. Și acum râdem, glumim. Și calificați. Dar, cum? Și calificați. Vină încă, ca să te aud. Și calificați. Și calificați, ok. Dar chiar și așa, e mai ușor să aduci în șantier inginer și arhitect. Este mult mai greu să aduci doi oameni care să sapă groapă. Eu cred că ne-am pe buldo. Ne apucăm noi de lucru. Ce părere? Deci am vorbit cu colegi, cu prieteni și le-am spus oferta la manopere la gard. Și am spus că la 5500 de euro doar manopere ne apucăm noi. Da. Luăm toți câte un hrileț și ne apucăm. Păi și cine oprește să ne apucăm? Eu am o problemă la spate, că până la vârsta asta am stat pe scaun și am lucrat. Deci, nu găsi nici arhitect să facă gard. Deci nu găsi nici arhitect care să sapă. Da, mă pot băga la zugrăvit. Dar nu mă apăpereți că pe deci tavan... Nu s-a apucat. Acum, hai să devenim un pic serios și să tragem o concluzie. Noi ne propusesem să dăm gata în august, am ajuns în noiembrie. Ce mai putem face ca să închidem șantierul corect în perioada următoare? Pentru că scopul meu în momentul ăsta este doar să închid pentru iarnă. Da? Eu cred că trebuie neapărat pus în siguranță casa perimetrală cu trotuarele închise. Este obligatoriu. Putem okay. să punem în așteptare chiar și finisajul final al fațadei atât timp cât dăm masa de șpaclu peste tot. Asta vreau și eu. Să da? Montăm toate decorațiunile. Și să montăm decorele. Asta fac astăzi. Adică, teoretic, de asta ne-am văzut printre altele. Exact. Să coordonăm toată fațada. Deci dacă noi în momentul ăsta închidem șarpanta cu domnul Ciprian, care va sosi probabil mâine. Cosmin. Marian. Așa? Marian, Cosmin. Cosmin. Marian e cu rotund. A, așa. 7 subcontractori să facem un rotund. 7. Numărați. Pentru un rotund. Dar din nou, viziunea arhitectului e important. Așa, deci să ne concentrăm. Trebuie să încheiem fațada. O dată cu fațada să încheiem tabla. Nu e viziunea arhitecturii, aici e altceva. Dar trecem peste. Da, știu, este simplu. Nu-i nimic un curb. E banal, da. Dar nu mai are cine să le facă, Daniel. Da. După cum ți-ai dat seama, poți tu să desenezi chestii simple și de efect. Nu are cine să le facă. Da. Bun, deci... trecem peste asta, că trebuie să o rezolvăm. Încă o dată, deci, tablă, acoperiș. Tabla, acoperișul, toate flashing-urile perimetrale, adică toate șorțurile de protecție, apa toate dacă... Toate șorțurile de protecție, jgheaburile sunt instalate. Jgheaburile, bulanele montate cât să arunce apa în afara perimetrului. Coama.
După aceea, glafurile de la ferestre, ca să închidem glafurile de la ferestre, toată vata, termosistemul, și după aceea venim jos, drenul și... Glafurile cu reparațiile aferente, adică se taie, se inserează, okay. Ei repară, da? Și pregătesc pentru finisaj. Dar da. Glafurile trebuie să fie cu protecții puse pe ele. Și glafurile faci totul, sau tavă? Da. Am stabilit chestia asta. Ok. Glafurile, după care jos ne ocupăm, mâine să punem drenul, îl închidem și facem trotuarele. Trotuarele, da. Ok. Și după aceea putem zice că am închis pentru iarnă. Da. În siguranță. În siguranță. Ok. Și se turnă așa, panou. Asta nu mai e... Ca să putem încălzi casa peste iarnă, da. Asta am vorbit cu Ovidiu, vin oamenii lui și vor avansa la tot ce înseamnă instalații. Va trebui totuși să-i dăm la mână tot ce mai are nevoie, pentru că are ingineri de instalații, nu are săpători. Și nu aducem săpători de la Cluj. Nu mai s-ai găsit. Da, facem instalații cu oameni aduși, puși pe drum, deci ăștia fac... E o eroare, dacă mă întreb pe mine. Ei ar fi trebuit să furnizeze doar partea de sistem, ăsta care e mai sofisticat, și restul ar fi trebuit... Hai, zi tu niște manoperiști pentru chestia asta, cu țevile astea pe care... Sau poate că tot... Da, nu cred că e atât de complicat. Nu e complicat, dar cine le face? Ok. Deci cam asta, cu puțin noroc închidem în noiembrie, nu? Nu, închidem în sensul că punem în siguranță șantierul. Da, nu închidem nimic. Și ne asumăm faptul că planul nostru de a face casa, de a da gata în 2022, pică. Pe mâna noastră, că noi trei ne-am ocupat de chestia asta. Bine, gata, e clar. Cam atât. Depinde de vreme. Dacă ne mai ajută vreme. Mai mult noroc de atât, nu cred că a avut cineva vreodată pe un șantier. Suntem aproape la finalul noiembrie, a plouat o singură dată toamna asta. De acord cu tine. A plouat o jumătate de zi, când nici măcar nu era șantier. Deci a plouat sâmbătă, sau când? Vineri, când nu mai era nimeni. Din toate planurile noastre până acum, până în momentul de față, toate au fost întârziate. Absolut toate. Nimic, nu avem nicio operațiune terminată la timp, în afară de montarea CLT-ului. Este cel mai prost an pentru construit? Da. Da. Și o să mai fie? Nu, o să fie bine. De la 2000, nu, în 2023 o să înceapă să fie forță de muncă, eu așa cred. Dar mai vedem. Problema dacă o să avem noi bani. Forța de muncă trebuie să fie și calificată. Dacă și plătită. Și să se întrebe cum faci trei rotunduri, nu le mai faci. Și din nou, n-am avut niciodată o discuție despre materiale disponibile sau plată. Noi n-avem o problemă decât de disponibilitate de manoperiști. Și de priceperi. Da. Și de priceperi. Manoperiști și pricepere. Doar pricepere. Bine, cam asta e concluzia, da? Ne-am lămurit, nu? Revenim cu următoarea. Like, share și subscribe și încercați dacă aveți cu ce și cu cine să faceți. Numai case bune. With you I can be sad, with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you.